Scorul a fost deschis de oaspeți în minutul 36 după o fază plecată din careul propriu. Minerul a avut o ocazie mare la o lovitură cu capul a lui Muscă, după un corner bătut de Bedea, dar Alim Bota a avut o intervenție de excepție. Mai apoi Bota a cules balonul, l-a degajat lung până la Micaș, acesta a șutat în diagonală de la 17-18 metri lateral stânga în vinclul porții apărate de Dombradi. Minaura a ecălat în minutul 63 după ce Bedea a trimis un șut din colțul careului mare, din partea dreaptă, cu efect în vincul porții apărate de Bota. Au mai fost ocazii până la final tot ale gazdelor, dar baronul n-a intrat în plasă și s-a terminat 1 la 1.